În țara gazdă a Cupei Mondiale, sportul rege se joacă și la nivel înalt. 12 elefanți din Africa de Sud au fost cuprinși de frenezia fotbalului. Nici peștii din Japonia nu s-au lăsat mai prejos și au organizat un fel de campionat de fotbal subacvatic. Luna aceasta, fotbalul este la modă și nu numai printre oameni. O demonstrează localnicii unei rezervații sudafricane care, în ton cu vremurile, au organizat o partidă de fotbal chiar lângă orașele care găzduiesc campionatul mondial. Are they any good at soccer? Well, you saw for yourself, they got quite a knack. You saw Shaka kicking backwards sometimes. You saw they were starting to work to kick towards each other. And they understand it. And some of the elephants really enjoy it. Cele 12 pachiderme au învățat repede secretele sportului rege, cum să paseze și chiar să facă dribblinguri. Mai dificil a fost cumpărțirea pe echipe, dar după 6 zile de antrenament intensiv, se descurcă la fel de bine ca niște jucători de fotbal profesioniști, sau pe aproape. Nici japonezii nu s-au lăsat mai prejos, așa că au organizat o partidă de fotbal subacvatic în care jucătorii sunt pești dintr-un acvariu din Yokohama. În funcție de culoarea pe care o au, peștii tropical reprezintă echipele care iau parte la campionatul mondial. Îngrijitorii spun că în zilele următoare se va stabili și echipa câștigătoare a campionatului acvatic japonez.